Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem din nou zi după zi, de fapt seară după seară, împreună la o întâlnire cu un cuvânt bun. Astăzi, mâine și poimine mi îndrăznesc să vă chem alături de Petru Creția, unul dintre marii scriitori de limbă română și unul dintre marii cunoscători ai sufletului românesc. Îndrăznesc să vă propun din Petru Creția, luminile și umbrele sufletului, câteva gânduri. Un al 14-lea, al 15-lea și al 16-lea volum de filocalie românească, dacă vreți, în sensul cel mai curat cu putință. Aici, din pagine legate de vrednicie, citim. Competența, știm cu toții, este calitatea unui om de a se pricepe bine la ceea ce face. Deci, de a avea înzestrările, cunoștințele și experiența necesare și suficiente bune exercitarea unei funcții date. Competența trebuie să fie criteriul fundamental și condiția sine qua non a oricărei selecții și promovări. Se cade însă de grab adăugat că sfera vredniciei este mai cuprinzătoare decât aceea a competenței. Cineva competent pentru o funcție este cu adevărat vrednic de ea numai dacă este și destoinic, dacă are în plus hotărârea de a-și exercita competența. Altfel, competența lui e zadarnică. Pentru a spune că omul sfințește locul, pura competență nu ajunge, este nevoie de deplinătatea vredniciei. Iar ținta unei societăți adevărate și care vrea să meargă mai departe este, în viziunea autorului, organizarea și funcționarea societății în vederea promovării prioritare a omului vrednic. Poate că e mai mult decât lipsă de competență ceea ce vedem în jurul nostru câteodată, poate că e lipsa de vrednicie, poate că oameni deștepți cu diplome, cu studii, cu... deși în ultima vreme am avut surprize în a constata că nu toți cei care au competențele afișate sunt și suficient de bine crescuți pentru ele. E clar că ne lipsește vocația vredniciei, ceva mai mult decât competența. Dincolo de școală avem nevoie de antrenarea sufletelor noastre și a oamenilor din jurul nostru în a-și desăvârși valorile, în a-și desăvârși virtuțile, în a dărui celorlalți o parte din virtuțile lor. Poate cea mai importantă dintre este aceea de a jertfi de dragul celuilalt, de a dărui celuilalt din timpul tău, de a intra și a ieși ultimul din toată bătălia aceasta de zi cu zi, pentru ca celuilalt să fie un pic mai bine, chiar dacă nu vede, chiar dacă nu recunoaște. Până la urmă, atunci când este hirotonit un preot, se întreabă așa, oarecum post factum, vrednic este, se atestă că este vrednic de fapt. Și comunitatea răspunde, vrednic este. Și se cântă vrednicia lui, pentru că avem nevoie să ne cântăm vrednicile, să ni le vedem, să le apreciem, să le ținem aproape, să le creștem, să le dăruim unii altora. De aceea, într-o lume care caută competențe, vă rog, încercați să-i descoperiți pe cei vrednici să le dăruiască, pe cei vrednici cu adevărat, care trăiesc pentru asta, ba sunt dispuși chiar să și moară pentru a ne dărui din competența lor. E vremea în care ni se cere mai mult decât o competență. Ni se cere dăruirea acesteia în favoarea celuilalt. O seară bună și o dimineață ce vine plină de sens. Urmează o nouă zi.